Duminică, timp de mai multe ore, polițiștii giurgiuveni s-au aflat în târgul de la Călugăreni pentru a verifica respectarea legii atât în ceea ce privește acțiunile de comerț, cât și pentru prevenirea activităților infracționale și reducerea riscului rutier. Cu această ocazie au fost verificate aproximativ 41 de persoane, 18 agenți economici, 22 de producători agricoli și controale la 11 autovehicule. Pentru neregulile constatate s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, a normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, încălcarea unor norme de conviețuire socială, a liniștii și ordinii publice sau pentru activități de comerț sau prestări de servicii ilicite. Sancțiunile aplicate au o valoare totală de 6.600 de lei și a fost reținută suma de 50 de lei, reprezentând contravaloarea unor bunuri confiscate. Tot duminică, alte echipe de polițiști au verificat activitățile din târgul săptămânal de la Bolintin, unde s-au verificat 22 de persoane. S-au efectuat două controle la unități comerciale și 12 autovehicule, fiind aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.575 de lei. Tot aici s-au aplicat și 7 sancțiuni în valoare de 1.875 de lei pentru încălcarea legii privind circulația pe drumurile publice.